Dar nu a venit luminița. Acasă s-a dus? Da. Dar și-o foarte gândiroc. Mai cam și-o Cristina! Ori fotografie, o poză vreți să ocupi. Radic-te acolo cu deci. La mine, Martiniu, uite-mi ea iară. Tot rândul strășel, tu stai mai ieșită. Dă-te o lecuță și în mult. N-ai cum că păi bani și-a lăsat. Nu, că bișel, o să fac din mult. Mariana, dreaptă-ți scăpiță. Trage-ți-o rău. Dă-te stoapă tot de oasă cum pas mai înainte ca te. La tine cu aia nu se vede loc. Le tragi mai mușc. Am uși trasă. La ce ai făcut? Uite, e trasă și ședică. Uite. Din partea asta mai tare. Dar uite, din partea ce-i la întâlcare? Tu te uiți mai din partea ce-i. Uite-o. Hai ca mușcă și zi. E cu cântec de la cel nou. La cel nou. Suffer!
Ce mai înalt prima treaptă? Hai, eu nu sunt înalt. Mai înalt pe prima treaptă, hai că se duce și pe cealaltă. Ah, da. Dar începeți cu imnul? Da. Copii. Doamna director. Slavă Sfinte, cele de-o ființă de viață făcătoare și de despărțitei trăimii, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești, pe toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorile de viață,
Vino și te sălășluiește întru noi, ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea. Spunem cu toții copii. Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă azi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel ce rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. În pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace de sus și mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserici, pentru unitatea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Preasfințitul Arhiepiscopul nostru Iachim, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru drept credinciosul poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașe și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bună întâmirea văzduhului, pentru mășugarea roadelor pământului și pentru vremuri cu pace, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe apă și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostănesc, pentru cei robiți și pentru al lor mântuire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să primească înger felnicul său cel mai presus de ceruri, mulțumirea și rugăciunea noastră de acum a nevrednicilor robilor săi și cu îndurare să ne miluiască pe noi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră pe care o aducem cu inimă smerită, pentru binefacere pe care l-am primit de la dânsul, ci ca o tămâie cu bun miros bine primită să-i fie lui, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă și acum glasul rugăciunii noastre a nevrednicilor să-i robe și buna cererea credincioșilor să-i totdeauna să împlinească și să-i îndrepteze spre bine și ca un milostiv pururea să ne dăruiască binefaceri nouă și Sfintei sale biserici și întregului său popor drept credincios Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să izbăvească Sfânta Sa Biserică țara aceasta și pe noi toți, de tot necaz România prin mejdea și nevoia, și de toți vrășmașii văzuți și nevăzuți, și totdeauna cu sănătate, într-o lungime de zile, în pace și cu ocrotirea îngerilor săi să ne păzească pe noi, credincioșii săi rog, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, amărită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și purura Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Da, sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi aici, pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăluiește și cu sfântă crucea Ta păzește pe poporul Tău. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Să luăm aminte! În vremea aceea au ținut sfat farisei ca să-L prindă pe Iisus în cuvânt și au trimis la El pe ucenicilor împreună cu irodianii zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și într-o adevăr înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni, pentru că nu cauți la firea, la fața oamenilor. Spune-ne deci nouă, ce ți se pare? Se cuvine să dăm dajdie cezarului sau nu? Iar Iisus, cunoscând vicleșugul lor, le-a răspuns: Ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul dajdiei. Iar ei au adus un dinar. Atunci le-a zis: Al cui echipul acesta și inscripția de pe el? Răspuns au ei: ale cezarului. Atunci a zis lor: Dați deci cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Și auzind acestea, s-au minunat și lăsându-l, s-au dus. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la Ta slavă căzând cu frică și cu cutremur, ca niște robi nevrednici cu umilință aducem acum mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul Te slăvim, Îți cântăm și Te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea Ta, mulțumim rugând cu umilință nemăsurată și nespusată milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor Tăi și cu milostivire i-ai învrednicit, ales împlinind cererile, așa și de acum înainte învrednicește-ne, a sporind dreapta credință în dragostea cea către Tine și către aproapele și între toate faptele cele bune, și a dobândi ale tale binefacere împreună cu toți credincioșii Tăi. Mântuinește-ne de toate rău întâmplare, dăruindu-ne pace și liniște. Dăruiește, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță, înăiște în inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului Tău Duhul nepădării de sine pe care le-a dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli, atunci când i-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă ustașilor noștri vitejia această din dragostea către Dumnezeu, către aproapele și către țară, iar pe noi, pe toți, ne învrănicește să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea Ta. Pomenește-i, Doamne, pe făuritorii mari uniri, pe toți eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Auzi-ne pe noi, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciune părinților noștri, când chemau ei ajutorul și îndurările Tale asupra lor și asupra acestei țări, în care se preamărește numele Tău, și ne învrednicește pe toți, ca totdeauna, mulțumire să-Ți aducem, cele prea bune să grăim și să-Ți cântăm Ție, și celui fără de început altă părinte, și prea sfântului și bunul și de viață făcătului Tău Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Dătătorul nostru de bine, în vecii vecilor. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Preacutrednice Părinte, binecuvintează! Cel ce-a înviat din morți Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunea Preacuratei Maicii sale, ale Sfinților de Dumnezeu, purtătorii părinților noștri și cu rugăciunea tuturor Sfinților săi, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni viitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cine cântă? Microfonul. Cine urmează? Mă, luați de aici microfonul. Voi luați, voi nu cântați? Păi și atunci. Ascult cu inima cântarea gâiei, în care zastre bun și grâne cresc, și pe întreg pământul României, aceeași doină strămoșească de slujesc. La Nistru, care lui cetăți de bază, și din Chilia până la Cosmin, aceeași doină pășește trează, ca și în Bihor și turnul Severin. Și așa cum mijlocul de odinioară n-a fost hotar să fie întreprat, așa cum pot fi hotar de țară în cinstrile înalte din Carpat. Tot astfel prutul ce cuvânt de valuri, străbate morcov acest colț de rai, fie hotar când pe amândouă maluri, e aceeași doină în același grai. Cu drag te înconjoară iubiții tăi nepoți și îngrijorați întreabă, bunicule, mai poți? Ei n-ar vrea să te piardă așa cum văd curând, să te păstreze o viață numai în vis și în gând, ca să le fie aproape precum le-ai fost mereu, convinși că doar cu tine învinge orice-i greu. Că doar numai cu tine alături vor fi în stare, mai bine să înțeleagă ce România mare. O Românie mare, ca să le iese în drum, ca soarele român, rotundă, mai bine ca acum. Ca tăi ce te înconjoară și noi ce las chiar toți, ne întrebăm cu teamă, bunicule, mai poți? Dragi eroi, voi ați fost eroi, voi sunteți eroi, voi veți fi eroi României noi, pentru a noastră țară, ați luptat din greu, pentru a noastră vatră, ați dat sufletul mereu, ducea noastră țară, a salvat-o voi, glorie de plină, dragilor eroi! Privește copile cum trei veterani în șirul pătrălătători se duc, se topește odată cu anii, dispare în neant anonim călători. Se simt veteranii lăsați în uitare, încet, în tăcere și în lacrimi se simt. Și nimeni nu-i plânge, pe nimeni nu-l doare, că mor veteranii, nici ei nu mai plâng. Privește, mai mișcă, mai sunt încă vii și așteaptă să sune un ultim atac, căci astăzi sunt iară pe locul întâi. Privește trecând, presemnați pe vecie, pășind maestru os, ca lumea să știe că ei n-au cerșit, nu s-au plâns, n-au crâgnit, ei au muncit, au luptat, au tăcut și au murit. Ne-ai fost general sau simplu soldat, pe pro nu contează, nu este o lege, să-ți apere. Gradul e doar un bărbat în lupta cu moartea și moartea în lege. Din est până în vest, întregul pământ, cu sângele lor în război laudat, cu trupuri uitate, sub cruci de mormânt, tot drumul Golgotei a fost jalonat. Iar cei ce au scăpat din cumplitul infern, la matcă întors a fost așteptat, potrivind obiceiul nostru etern, la Iud, la Sighet, la Pitești, la Galați. De aceea, copile, când trec veteranii, cu fețele subte de sfinți bizantini, oprește-te în loc, că cei sunt titanii istoriei noastre și lor să te închini. Sunt candele sfinte, cât pâlpâie încă, mai dă-le onorul, acești oameni triști,
ți-au turat viitorul în piatră și în stâncă și au murit pentru tine, ca tu să existi. Pe răma la casele cu tunul, mi-au zăturat în cele patru zări și bunii noștri, unul câte unul, s-au răsunit pe juc de lumânări. Ce sunt prin stepa asiată, familii mulți senzori din astea rând, vechi pământeni ce-au stăpânit odată, lumânați de patru puști și tecnuri. Secat pe harta cu hangiul, nu luți secat nimic din zadar, pământurul dar oglindește cerul, adevărată piatră de hotar. Aici prin vreme totul îi ascultă, nu-i mai îndură nimeni pe proclet. Nici clopotul, nici azi mai discuză, nici bourul din stema cu peces. Și mai acuză, datina ce cântă, adică leim la nunți într-o păciuni, întâi de toate limba noastră sfântă, coană păcătare de minuni. E graiul meu și a celor ce o să vină și al munților de astea cenutat, o pravilă de aur și lumină cu slove de mărimea unui veac. Țara noastră românească are munți și râuri multe, codri știu să povestească vitejia strămoșească, prin copiii să-i asculte. Frunza codrului doinește despre toți eroii țării, ce luptară vitejește ca să vadă în țări cum crește soarele neatârnării. Codrule, îi spun copiii, pe vitej îi știm noi bine. Bine, ei sunt faima României, a tăriei și a mândriei, veșnici codrule ca tine. Când a fost să moară Ștefan, multă jale a fost în țară. Și la patul lui de moarte toți boierii s-adunară. Și la patul lui de moarte toți boierii s-adunară. Tristă-i mănăstirea Putna, porțile deschise așteaptă. Strălucit convoi ce-mi vine și spre ea în ce se-ndreaptă. Strălucit convoi ce-mi vine și spre ea în ce se-ndreaptă. Plânge dealul, plânge valea, plâng pădurile bătrâne. Și poporul hohot plânge cui ne lași pe noi stăpâne. Și poporul hohot plânge cui ne lași pe noi stăpâne. Eu vă las în grija mare a lui Dumnezeu cel Sfânt, să stați strajă la hotare, să păziți acest pământ. Să stați strajă la hotare, să păziți acest pământ. Și de veți vedea că vine vreun dușman nesăbuit, să strigați atunci la mine voi săriți și din mormânt. Să strigați atunci la mine voi săriți și din mormânt. Toți copiii României sunt din neamul lui Traian și în fiecare suflet se mai naște un Ștefan. Și în fiecare suflet se mai naște un Ștefan. Cântec istoric ne-aduce aminte că frații în veci vor fi frați. Un cântec de luptă bătrân ca unirea voi compatrioți ascultați. Un cântec de luptă bătrân ca unirea voi compatrioți ascultați. Treceți batalioane române carpații la arme cu frunze și flori. V-așteaptă izbânda, v-așteaptă și frații cu inima la trecători. V-așteaptă izbânda, v-așteaptă și frații cu inima la trecători. Ardealul, ardealul, ardealul ne cheamă, nădejdea e numai la noi. Sărută-ți copile, părinții și frații și apoi să mergem la război. Sărută-ți copile, părinții și frații și apoi să mergem la război. Înainte, înainte, spre Marea Unire, hotarul nedrept să-ți zdrobim.
să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul de-o fi să ne îngropăm de vin. Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul de-o fi să ne îngropăm de vin. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe vești stăpâni. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe vești stăpâni. Ardelean copil de munte, iar ridică-ți-a ta frunte și te suflă de mândrie că ești fiu de Românie. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe vești stăpâni. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe vești stăpâni. Munteanul și munteanul sunt frați buni cu Ardeleanul, trei români plini de putere, că românul veci nu piere. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe vești stăpâni. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe vești stăpâni. Hai român, lumea ne vede, România noi se crede, că de acum românul lume va fi vrednic de-al său nume. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe vești stăpâni. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe vești stăpâni. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Prea cuceliți părinți, prea distinsă doamnă primar Nandriș, stimată doamnă director, stimați cadre didactice, stimați consilieri locali, stimați funcționari publici, dragi copii, dragi cășuneni, iată că astăzi sărbătorim împreună 101 ani de la Marea Unire a României. Cu multă jertfă de sânge vărsat pe acest pământ, strămoșii noștri de mii de ani își doreau să trăiască împreună într-o țară liberă, independentă și suverană. Și acum 100 de ani au reușit prin multă vărsare de sânge, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu multă diplomație al regelui și a autorităților de atunci. Bucuria a fost scurtă, fiindcă după 22 de ani, prin pactul Ribbentrop-Molotov, mai exact la 28 iunie 1940, Uniunea Sovietică a anexat din nou Basarabia, nordul Bucovinei și l-a dat ucrainienilor, precum și sudul Basarabiei, tot la ucrainieni l-au dat. La 30 august 1940, prin dictatul de la Viena, este smuls de la patria mamă, nord-vestul Transilvaniei. Să știți că atunci românii au fost prigoniți, au fost uciși, au fost masacrați, au fost deportați în Siberia și în alte părți, ca nația noastră românească să dispară definitiv din aceste teritorii. Dar iată că Dumnezeu nu a vrut și până astăzi românii au rezistat acolo, au fost forțați să vorbească limba rusă, limba ucrainiană, dar limba maternă, limba română, cea de mii de ani, nu a uitat-o și iată că astăzi Dumnezeu ne-a ajutat ca noi în comună, după 78 de ani, din 1940, după 78 de ani, să avem alături o delegație frumoasă din nordul Bucovinei,
din Cernăuz, mai bine spus, din comuna Mahala, pe sora noastră primar, doamna Elena Nandriș, doamna primar, vă invit lângă mine. Aplauze, vă rog. Iată că Dumnezeu ne-a hărăzit ca astăzi să fim împreună și să spunem împreună la mulți ani România, la mulți ani români. La mulți ani România, la mulți ani dragi frați români. La mulți ani. La mulți ani România, la mulți ani români. La mulți ani. Acum copiii doamnei Nandriș vor cânta câteva cântece patriotice ca să vă încânte, să vedeți ce am spus mai înainte, că n-au uitat că sunt români. De astăzi sunt și astăzi aici și să dea bunul Dumnezeu. Poate noi nu vom prinde cei mai în vârstă, dar cei tineri să ajungă să vadă iar România în granițele naturale și firești. Vă mulțumesc! Bravo! Denis! Nu uitați.
Stop!
există ceva sfânt. Cât durea nemoare zboare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât durea nemoare zboare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât pădure de dor, mai avem un viitor. Cât trecut îți ține minte, mai există cuvinte. Cu ceafărul răsare și în cer e sărbătoare, și e pace pe pământ, mai există ceva sfânt. Cât durea nemoare zboare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât durea nemoare zboare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât avem un sat departe, un groi ce n-are moarte, cât ai cui zice părinte, mai există lucruri sfinte. Cât avem un sat departe și un groi ce n-are moarte, cât ai cui zice părinte, mai există lucruri sfinte. Cât durea nemoare zboare, ori un gânde ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât durea nemoare zboare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Vom trăi pe acest domnul primar, preacucernici, părinți, stimați, dragi frați români din țara mamă, domnul primar, vă mulțumim frumos pentru invitație. Să vă dea bunul Dumnezeu sănătate, răbdare, înțelepciune și rugăminte către toți românii de aici, de acasă, din țara mamă. Țineți minte și de noi. Noi toți suntem români. Am fost, suntem și să dea bunul Dumnezeu să fim mulți ani înainte. La noi, fiecare din noi are câte o durere. Fiecare. Și fiecare s-o coate că durerea lui e mai mare. Așa socotem și noi, așa credeam și noi. Dar când în 2017 statul ucrainean a băgat legea de a interzice a vorbi în altele limbi, în afară de limba ucraineană, am înțeles într-adevăr ce înseamnă durere. Să-ți interzică să vorbești în limba dată de bunul Dumnezeu, în limba mamei, în limba noastră, românească. Sunt trei lucruri sfinte pentru noi toți. Mama care ne-a născut, neamul și pământul în care ne-am născut și limba în care vorbim. Aceste lucruri sunt sfinte pentru noi toți. Și noi acum am înțeles mai tare când îți interzice să te rogi în limba ta. De aceea, noi, ca să vorbim limba română, luptăm. Voi aveți. Păstrați-o. Este un foarte dureros când îți spune să nu mai cânți, să nu mai vorbești în limba ta. Vorbește ceea ce îți dictăm noi. E dureros. Noi rugăm Guvernul României
să se adreseze, să ne țină parte, să se adreseze la guvernul Ucrainei care este schimbat, la președintele țării care noi foarte multe speranță avem în el, pentru că a promis să ne ia parte, să ne ajute. Poate dă bunul Dumnezeu și schimbă legea, să ne dea voie să rămânem ceea ce am fost, români în Bucovina de Nord, români de sute și sute de ani. Doamne ajută! La mulți ani, România! La mulți ani, români! La mulți ani, doamna primar! Vă mulțumim din suflet că astăzi sunteți alături de noi, pentru care, nu, care dintre dumneavoastră, care nu știți, pe 7 februarie 1941, măhălenii, bătrân, tineri, copii, au vrut să treacă în România ca să scape de urgia sovietică. Dar un trădător, sau mai mulți trădători, le-au descoperit acest plan, iar la Lunca, pe colină, mitralierele rusești au înroșit prutul, apa prutului și zăpada cu sângele lor nevinovat. Au crezut că i-au nimicit, dar nu. Iată că astăzi sunt la noi, sunt optimiști, iar autoritățile noastre centrale, cum a spus și doamna primar, să-și dea interesul, să le apere interesele acolo, în Ucraina sau oriunde trăiesc românii în lume, ca limba lor să rămână limba românească, ei să-și păstreze tradițiile, să nu fie forțați să facă ce au făcut în 1941, să întâmple alte nenorociri. Vă mulțumim, doamna primar, vă mulțumim, dragi copii, vă așteptăm cu drag oricând la Cașin și România, iar noi vă promitem că vom veni cu drag tot timpul în comuna Mahala la dumneavoastră. Vă mulțumim, doamna primar. Aplauze, vă rog frumos! Doamna director, copiii la școală, toți aici. Da. Hai toți copiii. Copii. Hai toți copiii. Copiii. Copilași. Hai toți copiii. Doamna director. Așa, luați. Hai, luați copiii. Luați copiii de toate. Dar Mary, este cu voi. Care, 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 care